Bine v-am găsit, prieteni, la o nouă ediție, Drumul spre Paris. Competiția din Franța se apropie cu pași repezi, mai sunt câteva luni și evident vorbim despre disciplinele sportive care ne pot aduce medalii, care pot face performanță. Astăzi, ca și în alte dăți, vorbim despre canotaj, o disciplină olimpică care ne-a adus medalii de-a lungul timpului și care sperăm să ne aducă multe medalii și la competiția de la Paris. Am preferat ca în această seară în studio să avem două campioane olimpice cu multe medalii. Glumeam noi înainte de emisiune că n-am avea loc să le punem pe toate pe masă, dar cred că fiind masa mare reușim să găsim soluții. Georgeta Andrunache și Viorica Susanu, bună ziua și mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua, bine v-am găsit, ne bucurăm. Mulțumim frumos pentru invitație, cu drag. Misiunile dumneavoastră. Ați concurat în această disciplină olimpică fabuloasă pentru România. Mai vă gândiți, mai vă vine așa o idee, mai visați noaptea că reușiți să concurați pentru România? A rămas impregnat acolo în creier acest sport? Sigur că acum lucrați la un club sportiv, la CS Dinamo, faceți ce vă place, dar ideea asta de a concura v-a rămas pe retină, să spunem așa? Mie nu. Am văzut suficient, am concurat suficient. Deci a intervenit uzura. Și în momentul în care am hotărât să spun stop, a fost stop. Și nu am mai urcat nici măcar așa, să mai simt, să mai am senzația aia în barcă, niciodată. Din 2012, nu știu dacă nu voi mai face, dar de când m-am retras din 2012 n-am mai pus piciorul în barcă. Dar ați visat că ați mai concurat? Nu. Nu. Deci v-ați scos din creier total chestia. Definitiv. Te-am prins cu minciunica. Te-am prins cu miciurica. Te dau de gol. La Balcaniada nu am deschis Balcaniada juniorilor de pe Pantelemon. A uitat. Da. Am mai urcat odată în barcă. Mi se întâmplă deseori să visez, să mai visez acea senzație de alunecarea bărcii, doar că, din păcate, sunt pe gheață și mai îmi lipsesc câteodată și vâslele din vis, dar... Spre deosebire de Georgeta, am mai ieșit de câteva ori, nu atât de mult pe cât mi-aș dori, tot pentru plăcerea alunecării și senzația aceea minunată pe care o ai pe apă, când nu faci un antrenament foarte greu, ci pur și simplu să te bucuri și de peisaj, să arzi niște calorii, doar la nivelul acesta. A trecut foarte mult timp de atunci, s-a schimbat canotajul. Îl urmăriți acum, vă uitați la sportivii noștri, dacă au șanse, dacă nu au șanse. Cum s-a schimbat canotajul în câteva decenii? N-aș zice că s-a schimbat. Aș zice că în ultima perioadă am început noi să redevenim ceea ce am fost. Să ne bucurăm de medaliile pe care le cuceream și noi cu mulți ani în urmă. Și sunt mândră de lucrul ăsta. Am suferit câțiva ani când... mergeam la competiții și ne bucuram de o calificare sau o medalie acolo de bronz. Ne-am bucurat foarte mult de medalia de bronz de la Rio. De la Rio, da, a venit. Dar simțiți acum că avem o șansă să facem performanță în adevăratul sens? Nu, noi facem. În momentul ăsta canotajul face performanță, face mare performanță. Deci sunteți optimistă pentru Paris? Da, da. Sunt convinsă că vom avea multe medalii la canotaj la Paris. La fel de optimistă? Bineînțeles. Rezultatele din ultimii ani ne îndreptățesc să credem cu tărie că sportivii noștri sunt pe drumul cel bun și că se vor întoarce de acolo victorioși. În această perioadă în care n-am avut rezultate, ce s-a întâmplat de am ajuns la un moment dat să nu mai contăm în acest sport? Adică de ce s-a ajuns aici? Care au fost cauzele? Cauzele probabil sunt mai multe. A fost o perioadă când au rămas foarte puțini sportivi și cred că asta a fost cel mai mare dezavantaj pe care l-a avut Lotu, federația.
După ce ne-am retras noi în 2012... Schimbările de generații întotdeauna produc o perioadă așa în care rezultatele sunt mai greu de accesat, să zic așa, medaliile. În 2012 am fost un lot olimpic de 10 fete, cred, spre finalul pregătirii. 10, da. Acum lotul olimpic este format din vreo 30 de fete, unele mai tinere, altele mai experimentate. Concurența dintre ele, în primul rând, aduce plus valoare. Ai cu cine face echipă, nu mai alergi să concureze două sportive în două probe sau... E mult mai ușor acum să poți să faci echipă de sine stătătoare. Condițiile de astăzi sunt cu totul diferite față de ce s-a întâmplat în perioada dumneavoastră. Deci dacă sunteți un pic invidioase pe sportivele de astăzi? Sincer, din punctul acesta de vedere, da. Ceea ce e foarte bine să fiți invidioase. Bineînțeles că este foarte bine. Asta voiam să adaug la ce a spus și Georgeta mai devreme. Într-adevăr, s-a produs o schimbare de generații și poate acel moment trebuia să se întâmple, să avem un șoc că canotajul nu mai este pe primul loc, pentru că din acel șut, așa, luat cu ghilimele de rigoare, toată lumea a avut câte ceva de învățat. Și ușor, ușor, la nivelul federației s-au făcut eforturi extraordinar de mari, în așa fel încât sportivilor să nu le mai lipsească absolut nimic și baza în care ei își petrec o mare parte din timp să arate niște standarde foarte înalte și toate dotările care au apărut ulterior în sprijinul performanței. Și lucrul acesta a început să se vadă în rezultatele care ușor, ușor au început să apară. Ce v-a lipsit cel mai mult când era sportivă? Adică ați avut momente când aveați nevoie de ceva și nu aveați, vă doreați ceva anume. Ce vă frământa atunci? Ca să nu spuneți că aveați de toate. Că au fost și momente cred mai că bine. La momentele acelea ni se părea că avem de toate și că... Important era să fim sănătoase, dorință, motivație, nu ne-au lipsit niciodată aceste... Da, nici logistic. Am beneficiat și de bărci bune, un grup de refacere care era atunci acceptabil. La Snagov, erau mai mult decât aveau alte sporturi, oricum baza de la Snagov întotdeauna a fost așa, ușor, ușor, că acum arată altfel și că are... tot ce-i trebuie, dar pentru perioada aceea aveam. Care a fost primul contact cu canotajul? Primul contact? Bine, a fost în anul 1991 la mine, când profesorul, antrenor care m-a selecționat, a venit în orașul natal și m-a găsit la liceu și mi-a povestit despre canotaj. Nu știam despre ce este vorba. Și când v-a povestit, cum l-ați privit așa? Știam că este ceva între... În apă. Apă. Știam clar că nu este în not, dar nu puteam imagina exact despre ce este vorba. Dar am fost de acord să vin la o selecție. Da, de ce v-ales pe dumneavoastră, v-ați întrebat? Întotdeauna în canotaj se caută anumiți parametri. Segmente, nu? Da, da. Și... noi întrunim cu vârf și îndesat întrunim, da, acei parametri. Și ați fost la primul antrenament tot în 1991? Nu, în 1992 am venit la acea selecție unde ne-am prezentat vreo 30 și ceva spre 40 din toată țara. Fete, da, cu precădere din zona Moldovei. Așa, dar au fost și câteva fete din Brașov, din ce mi-aduc aminte. Și în urma selecției, ușor, ușor s-a mai cernut sita și în concluzie am rămas doar câteva fete. La acea primă, să spunem, selecție, ați fost cu câteva colege care ulterior au făcut performanță? Doar una dintre ele a mai rămas, Aurica Bărăscu. Doar ea a ajuns să facă înaltă performanță. Am înțeles. Noastră? 1989,
Înainte de Revoluție? Înainte de, în iunie 89 am fost selecționată de la Botoșani. Într-o colaborare Botoșani cu CSA Steaua, am venit în Cernica, în unitate militară în Cernica, acolo își desfășura Steaua activitatea de canotaj. Am prins Revoluția în unitate militară. Și ați rămas acolo pe timpul Revoluției? Sau ați reușit să plecați? Am reușit, ne-au însoțit la gară, am urcat în tren și am ajuns acasă. Și ați fost așa într-o acțiune de selecție? Da, întotdeauna. Și întotdeauna. Cu cine ați fost atunci? Dintre cele care au fost? Din generația sau grupul da. Care am venit eu atunci, nu a mai rămas nicio sportivă. Deci ați dat cea mai mare... Am fost cea mai mică de vârstă din tot grupul ăla de 18 fete și am rămas singură. Deci, practic, singură persoană din 18. Întotdeauna, așa este și acum. Din 100 de sportivi, dacă ți rămân 2-3, e un lucru bun. A fost un moment în care ați vrut să spuneți stop și să... De câte ori. Păi și ce v-a făcut să mergeți mai departe? De câte ori. Eu am avut așa un obicei, întotdeauna în noaptea de Revelion îmi stabileam niște obiective pe care trebuia să le și îndeplinesc și de câte ori veneau și momente grele și cele mai grele momente la mine în perioada în care mă antrenam au fost de sănătate, când durerile erau atât de mari. Puneam coatele pe geam înainte de a ieși la antrenament și mă gândeam unde o iau, spre poartă sau mă îndrept spre ponton și tot singur îmi reaminteam sau colega mea de cameră, de barcă, de echipă, de viață la un moment dat. Nu, avem niște obiective și totuși. Deci practic trebuie... vă ajutați una cu alta, da? Să treceți peste momentele altfel mai... nu... Noi am fost o echipă unită, am fost o echipă frumoasă, am fost o echipă care ne-am sprijinit din toate punctele de vedere. Pentru că munca în echipă se face la cel mai înalt nivel. Și cel care concurează la individual și este singur tot timpul, tot are o echipă în spate cu care se consultă, cu care se sfătuiește, pe umărul căreia plânge sau râde. Sau ar trebui să aibă o echipă. Sau ar trebui, da. Dar care era cea mai mare problemă atunci? Faptul că erați departe de casă? Faptul că nu îndeplineați niște obiective pe care vi le setați? Nu. Ce vă frământa cel mai tare? În general, în momentele în care cedai fizic, așa, atunci ți era cel mai greu. Ne-am obișnuit în atâția ani să fim departe și de familii și de prieteni. Să stai 11 luni în cantonament nu e tocmai ușor din punct de vedere psihic și bineînțeles că atunci cauți sprijinul în cei mai apropiați, cei de lângă tine care ușor-ușor au devenit a doua familie. De multe ori poate Georgeta știa mai multe despre mine decât știa mama sau tata sau fratele meu și invers. Din fericire, noi am fost o echipă bună din toate punctele de vedere. Am legat prietenii, ne-am înrudit chiar, ne-am cununat, ne-am botezat, ne-am... au mers lucrurile, au venit medaliile, performanța a fost așa cum noi ne planificam și... nu simțeai atât de mult lipsa, nu știu, celor de acasă. Mai ales că majoritatea dintre noi, ca și acum de altfel, și relațiile cu soțul meu a făcut canotaj. Partenerii de viață erau tot acolo, după ce am mai crescut. N-aveai timp să te gândești la multe lucruri. Cât am fost în perioada junioratului, veneai de la antrenament, trebuia să-ți faci teme, trebuia să mai citești ceva sau te schimbai foarte repede să ajungi la școală, la cursuri. N-ai timp de multe lucruri. Și așa ar trebui să fie și în viața asta de sportiv, de cantonament, totul este planificat de când ți se dă deșteptarea, la noi așa era, venea cârmăcița și ne trezea dimineață,
Și aveam un sfert de oră până la primul antrenament, după care îl terminai, te schimbai, mergeai la masă, te întorceai de la masă, mai aveai o jumătate de oră în care te relaxai, mai făceai un pic de masaj sau efectiv stăteai întins în pat, după care venea următorul antrenament și tot așa toate erau planificate pe ceas, n-aveai timp să te plictisești, n-aveai timp să te gândești decât la ceea ce ai de făcut. Noi am fost niște sportive foarte organizate așa, aveam caiet de antrenament, ne scrieam timpii, cum bătea vântul, ce am făcut anul trecut. Să comparăm, da. Anul trecut, acum 2 ani, la Olimpiada trecută și atunci între antrenamente noi verificam cum au fost timpii de astăzi, cum au fost vis-a-vis de echipajul celălalt, vizionam că se filma, aproape toate antrenamentele se filmau și noi urmăream fiecare mișcare, adică nu ai timp. Am fost foarte conectate la ceea ce am făcut. Da. A spus că stăteați 11 luni în cantonament. Astăzi mai poate un sportiv să stea 11 luni în cantonament sau s-au schimbat? În același regim de viață sunt și acum. Deci tot 11 luni. Aproape. Mai mult sau mai puțin, dar tot un număr foarte mare de zile se stă în cantonament, altfel nu ai cum. Din păcate, sau din fericire, nu știu cum să zic, dar eu aș zice că din fericire, pentru că așa sunt construite probele la noi, nu poți să te duci să te antrenezi, azi vreau să mă antrenez la Sibiu, mâine mă antrenez nu știu unde. Noi depindem de un luciu de apă și automat tot lotul trebuie să fie centralizat undeva. Echipele sunt în continuu permutare până când se face selecția definitivă. Antrenamentele trebuie urmărite ca și antrenorii să poată alcătui, de exemplu, un 8. Nu este atât de ușor de alcătuit și bineînțeles că trebuie să aibă în permanență toate datele de la fiecare sportiv și fiecare antrenament. De aceea, în canotaj încă se merge pe sistemul centralizat. Și bineînțeles că o pauză te scoate foarte tare din circuit, așa, din ritm și nici nu sunt indicate. Am văzut că în momentul de față există acest cantonament din Italia, unde vremea e mai caldă, apa e mai caldă, dar cum era acum 20 de ani? Și noi mergeam în cantonamente la apă caldă, așa cum le spunem noi, în perioada când aici era foarte rece, lacul înghețat. Ce-i drept, nu o perioadă atât de îndelungată. Dar unde mergeați atunci? Am mers și în Grecia, am mers și în Italia, am mers și în Turcia, am mai schimbat locațiile. Nu întotdeauna mergeam an de an, ci mergeam înainte de jocuri, cred că da, de în fiecare ultima perioadă, dată. În ultima perioadă am început să mergem în anul preolimpic și în anul olimpic. Dar la primele deplasări, doar în anul olimpic. Dar forțam puțin ieșirea pe apă mai devreme. Noi am spus de multe ori, înainte să, cel puțin eu, înainte să mă retrag, am spus că dacă nu se schimbă ceva în sistemul nostru, nu vom mai reuși, pentru că în ultimul an în care noi am concurat la Londra, am muncit foarte mult, foarte mult. Adică nu aveam ce să reproșăm că n-am făcut. Și clar, cercetarea la noi nu era la standardele altor națiuni, poate nici alimentația, nici vitaminizarea și nici aceste cantonamente care, da, în perioada de iarnă cât stai în sală, să te antrenezi în sală și grea munca în sală, foarte greu în sală, te scoteau oarecum din ritm. Ei, astăzi au reușit să facă aproape tot ce trebuie. Nu știu dacă le mai lipsește ceva sau ar mai trebui făcut ceva, dar clar, lipsurile de atunci și astăzi sunt suplinite și se vede. Spuneți-mi, există atâtea legende referitoare la șalupele astea care circulă pe Znagov. Nu sunt legende. Se din păcate foarte mult. Este sunt realitatea pură. Da. V-a fost vreodată frică de... Da. Ați trăit frica asta că s-ar putea întâmpla o nenorocire? Da, de foarte multe ori. De foarte multe ori. Am avut antrenamente sau momente în antrenamente când am zis că
trec peste noi. Am suferit foarte multe accidentări din cauza acelor valuri foarte mari, bărcuțele noastre fiind destul de... Adică un tangaj din ăsta pe valuri, când musculatura la noi era destul de încărcată sau nepregătit pentru un val, fiind relaxată, te scoteau din ritm cu săptămânile uneori și... Așa cum spunea Vio mai devreme, pentru noi două zile de probleme medicale, de accidentări, ne făceau să ne scoată din ritm sau chiar din echipă. Ți era foarte greu să revii după aia. Nu ne permiteam luxul să pierdem nici măcar un antrenament. Ei, din cauza valurilor de la Șalupe, am fost scoase din ritm de multe ori. Și astăzi, în ultima perioadă, vara trecută, de la an la an au început să fie mult mai multe și mult mai mari șalupele pe Snagov. Iar oamenii nu înțeleg că totuși acolo se face performanță. Lacul Pantelimon, înțeleg că va fi și acolo o bază. Bănuiesc că nu vor fi șalupe acolo, nu? Nu. Sigur nu, adică? Sigur, cu siguranță nu. Singura entitate care poate să circule pe Pantelimon este doar Federația Română de canotaj. Și asta ar fi un lucru bun, că scăpăm de astfel de lucruri. Doar că în Snagovul este bun pentru faptul că îți oferă posibilitatea de a face antrenamente de volum în lungime. Pe Pantelimon te poți învârti doar pe 2000-2000 și un pic de metri. Asta înseamnă mai multe întoarceri și în momentul în care vrei să faci un antrenament de volum, de mulți kilometri, e bine să iai cât mai legați. Pe Snagov, într-adevăr, îți permite să poți să faci 6, 7 și 8, dacă este curățat, kilometri în lung, te duci și te întorci. Cu actualele sportive de astăzi, de cele care vor merge la Paris, țineți legătura, vorbiți, vi se cere un sfat, simțiți dumneavoastră nevoia să fiți aproape de ele în anumite momente? Cred că primesc sfaturile cele mai bune, dar da, le cunoaștem, ne cunoaștem. O mare parte din ele sunt legitimate la Dinamo și vă dați seama că trebuie în permanență să știm de... Ne obligă serviciul, munca, să ținem legătura. Sunt sportivi buni, că avem și fete și băieți, sunt niște sportivi de excepție și țin cont de tot ceea ce le-ar putea îmbunătăți performanța. Când vă uitați la aceste sportive, vă vedeți și pe dumneavoastră acolo? Nu, le văd pe ele și le văd și potențialul și mă bucur și prin faptul că prin natura serviciului putem să fim mai aproape de ele, pe mine lucrul ăsta mă bucură foarte tare. Apropo de schimbări, când vă uitați acum la o cursă, din proba dumneavoastră, vedeți altfel lucrurile? Sau e la fel? Nu s-a schimbat mișcarea de vâslit. Într-adevăr, sunt sportivi care vâslesc așa cum am vâslit și noi, cu o cadență mai scăzută, mai tehnici. Sunt sportivi care îi vezi foarte puternici. Dar mișcarea de vâslit e aceeași. Mare lucru în canotaj nu s-a schimbat. S-au mai schimbat, nu știu, bărcuțele, s-au mai schimbat ramele, vâslele. Totdeauna se caută să îmbunătățească viteza bărcii. Dar ca și la atletism, alergăm sau aruncăm. La ce se Dinamo mai vin copii care practică, care vor să practice canotaj? Sau asta e o problemă? Da, mai avem. Și recent chiar ne-am aplicat, până nu de mult aveam acești sportivi de vârsta tineret care ulterior treceau și la seniori din protocoalele pe care le încheiam cu anumite cluburi de juniori din țară pentru a-i sprijini. Știm cu toții cluburile mai mici că au probleme. Duc greu juniorilor, cum ar veni, dar au probleme. Sau cluburile școlare. Care nu au finanțare pe cât și-ar dori și veneam în sprijinul lor. Continuăm colaborările, doar că ușor, ușor ne-am început să ne dezvoltăm în canotaj și pe partea asta de juniori, chiar și juniori mici. Am început cu selecția de juniori mici și avem un număr de
10 sau 12 sportivi acum, care sunt ai noștri de la început, de la Dinamo. Dar dacă ar vrea un copil să vină la dumneavoastră și părintele ar spune nu, ce argumente i-ați da să se îndrepte către canotaj și nu către un alt sport? În primul rând, dacă un copil ar dori, e mai greu ca el să ia legătura cu noi, clar prin părinte se ia legătura, pentru că părintele, fiind copilul lui minor, sigur el este primul interesat să vadă ce și cum. Și ce argumente? Faptul că în canotaj există o istorie pe care oricine, la o simplă apăsare pe un telefon să caute ceva și dacă nu este atât de interesat de ce se întâmplă la televizor sau de evenimentele sportive, mai ales cele din ultimul an în care, din ultima perioadă, unde canotajul a fost destul de vizibil și a început să fie vizibil nu numai la televizor, și pe rețelele sociale. E un lucru îmbucurător pentru că așa acest sport frumos, din punctul meu de vedere, ar putea să ajungă la inimile mai multor copii. Și cred eu că această istorie și faptul că a dat foarte mulți campioni acest sport e o dovadă care stă în picioare în fața oricărui părinte. Deci, practic, istoria îi aduce pe acești copii. Din fericire, canotajul este condus de o canotoare. Din fericire. O canotoare pe care o știe toată lumea și asocierea asta, Elisabeta Lipă canotaj, se face foarte ușor. Ceea ce a făcut Elisabeta Lipă ca sportivă și apoi ca manager de sport, că a fost și de la club la Dinamo, federație și ministru al sportului și astăzi președinte al agenției, spune multe. Și e ușor să faci pasul ăsta către canotaj când o găsești pe Elisabeta Lipă peste tot, canotoare. Se asociază, chiar dacă funcțiile au fost multe și conduce sportul românesc, tot cu canotajul este asociată. Și e un mare avantaj și acest lucru. Da, e interesant pentru că copiii, e clar că nu știu toate lucrurile astea, dar pentru părinți care îi aduc către un sport, contează foarte mult și ce s-a întâmplat. Uitați-vă la Halep, uitați-vă la Popovici, uitați-vă la în canotaj, toate modelele. Să știți că sunt puțini sportivi care vin de bunăvoie sau părinți care își aduc copiii către sport. Încă se practică sistemul acesta de selecție. Antrenorii din canotaj merg către anumite zone din țară sau în școlile din țară pentru a căuta copii. Și e un model bun ăsta? Da. Este un model de succes. Pentru că știți ce se întâmplă? Ei nu se duc țintit doar pe copiii care întrunesc condițiile, adică au o anumită vârstă și au anumite calități. Mai văd și oamenii din zonă, întreabă directorii, care copil, ce părinți are? Că în primul rând trebuie să te uiți la părinți ca să vezi dacă copilul are vreo șansă să întrunească acei parametri absolut necesari în canotaj. Și atunci își fac o rețea, pentru că e mai greu să aduci un copil de clasa 5-a sau de clasa 6-a. Trebuie să aștepți până ajunge la clasa 7-a, 8-a, a 9-a ca să poți să-l iei în canotaj. Nu am coborât atât de mult vârsta. Și atunci ții legătura. Ce a mai făcut copilul noastră? S-a mai gândit la propunerea mea? La anul, credeți, a mai crescut 2-3 cm? L-ați mai măsurat? Adică ei și-au creat așa o rețea și țin legătura pentru ca să-și asigure și mâine, și poimâine, și răspoimâine viitorul. Da. Și mai e, nu stăm și așteptăm numai de la alții. Ne producem noi. Cum? Păi asta, prin baza de selecție. Dacă stau în sală, și aștept să mi se deschidă ușa, să vină copilul. S-ar putea să vină. Și vin. Nu că nu vin. La Dinamo chiar sunt sălile nu pline, arhipline. N-avem loc. Câți sportivi din canotaj aveți la CS Dinamo? Juniori? Da. 12. Acum. Nu, toți, cu toți, legitimați. Vreo 70. Da. Seniori, tineret. Nu cred că sunt alte cluburi care să aibă mai mulți, nu? Nu cred.
Nu cred că mai are vreun club numărul acesta de sportivi. Dar ca și în celelalte sporturi, asta spuneam, noi avem în Dinamo, slavă Domnului, judo, lupte, karate, arte marțiale, box, gimnastică, scrimă, le avem pe toate și îi știm și îi vedem. Sălile sunt pline, copiii vin. Dar e una să te duci și să începi deja cu o tipologie de sportiv de copil care se potrivește, se pretează, și alta e când îți intră în sală copiii de toate felurile, care, nu știu, vin la scrimă și ar fi bun pentru gimnastică, se duc la gimnastică și ar fi bun de canotaj. În canotaj, lucrul ăsta e clar de la început. Începe canotajul cel ce ar putea să facă. Niciodată o sportivă de 1,60 m sau o fată care are, nu știu, 1,60 m nu va face canotaj, exclus. Dar poate s-ar putea să întâlnești fetițe de genul ăsta, zici că eu vreau să fac canotaj că am văzut la televizor sau am văzut competiția. Clar trebuie să fii, să-i spui de la început, nu poți să fii acolo, uite, ar fi mai bine să mergi la scrimă, că ți se potrivește. La noi se face de la început lucrul ăsta. Deci în canotaj începe inițierea doar cei care consideră, nu știu, antrenorul sau pe tipologia deja stabilită. Spuneți-mi, v-ați întrebat vreodată de ce toți mari sportivi sau 90% din canotaj, din marile mari sportivi, provin din zona asta, Suceava, Botoșani? Aveți o explicație? Mândră că-s de acolo. Știu, dar v-ați explicat de ce? De ce nu vin și din alte județe? Știu dacă neapărat nu vin. Cred că, cum vorbea Geta, de tipologie. Adică sunt altfel de oameni construiți, genetic. Genetic, cred că zona Moldovei, nu știu, dă un alt profil. Tipar, un profil, da. Adică dacă s-a făcut selecție, nu știu, și în zona Olteniei. Puțini sportivi sunt, noi vorbim de parametri. Parametri, da, la băieți trebuie să ai peste 1,90 și la fete peste 1,70. Un procent așa de între 3 și 5% ar fi din alte zone. În restul ceva Botoșan, nu? În rest Moldova. Și Iașiu are sportivi mulți, mai Suceava, Botoșan. Dar știți că și în alte sporturi, am văzut și la rugby, sunt foarte mulți care provin tot din... Sunt mai puternici moldovenii, probabil. Dar cred că în continuare canotajul ține fruntea pe sportul ăsta în zonă, în zona Moldovei. Nu cred că un alt sport are atât de mulți sportivi din zona respectivă. Așa este. N-am zice doar de puternici. La noi e vorba de înălțime. Și de segmente, nu? Și de segmente, da. Asta e anvergură. Lungimea brațelor, picioarelor și înălțimea... poate că sunt și puternici, dar la noi ține în primul rând de înălțime, de parametri. Spuneți-mi care e pronosticul pentru Paris, așa cam cum vedeți lucrurile, în canotaj, că nu vă întreb de celelalte sporturi. Aveți un pronostic? Deci eu zic că vor fi 5 medalii. Nu cel contează culorile, 5. Da? 5 medalii. Cel puțin 5. Cel puțin 5 amestecate. Da. Și eu tot acolo sunt undeva la 4-5 medalii. Un pic mai pesimist. Nu, nu neapărat. Adică trebuie să-ți iei o marjă întotdeauna de eroare. Da, eu așa zice că între 4 și 5 medalii. Dacă e să faceți un raport între ce înseamnă munca în depusă până la concursul respectiv și ziua respectivă, forma din ziua aia, astrele cum se aliniază, cam cum le-ați pune? Contează mai mult munca? Sau poți să muncești și să prinzi o zi proastă și să nu-i nimic? Eu n-am crezut niciodată în ideea asta că n-am avut o zi bună. Uh-huh. Sau am avut o zi proastă. Nu. Acea zi trebuie să fie cea mai bună pentru că am antrenat-o în fiecare zi. Pentru acea zi m-am pregătit în fiecare zi. Deci nu v-ați gândit niciodată, vine ziua cu tare, s-ar putea să fie una proastă? Nu și... contează, că nu te-ai trezit bine dimineața, că n-ai dormit toată noaptea, cum ni s-a întâmplat în 2004. Aduceți-vă aminte că la Beijing am concurat cu o mănușă. Mănușa aia, în mișcarea în canotaj, e asta, trebuie să miști pumnul. Ei, eu aici, pe palmă, am avut atelă metalică.
ceea ce mi-era foarte greu să fac mișcarea normală, mișcarea corectă. Deci aveți un handicap în finala respectivă. Nu, am jumătate de an am fost cu handicapul ăsta și nu am renunțat la acel vis. Eu am vrut asta. Nu cred că există sportiv ca să spună am câștigat astăzi, că m-am simțit extraordinar. E imposibil, emoții. Să nu dormi de emoții, să nu ai dureri, să nu ți se întâmple ceva. Deci nu cred că totul a fost perfect și asta e motivul pentru care am câștigat. Ce ați făcut cu tija? O am și acum. Unde? Acasă. Ca o talisman norocos, e, da? E acolo, pe lângă medalii pusă. Ah, bun. Dar mentalitatea trebuie să fie de învingător. Adică am muncit 11 luni pe an, dar pentru o medalie olimpică nu muncești 11 luni pe an, muncești poate de când te-ai apucat. 3 ani în condițiile noastre, că am concurat la mai multe ediții. Dar pentru unii poate este o viață de sportiv, de când m-am apucat și până la momentul respectiv. Adică visul și mă bucur că majoritatea sportivilor acum au, sau cel puțin declară că visul meu este medalie olimpică. Deci te antrenezi o viață pentru o medalie olimpică. Să ajung în ziua aia să spun nu mă simt bine astăzi. Nu mi s-au aliniat astrele. Nu s-au aliniat, nu. Nu, e exclus. Deci asta n-ar trebui să fie mentalitatea unui sportiv care își dorește să cucerească o medalie olimpică. Indiferent cum stau lucrurile. Ați fost cu Atela? Dumneavoastră ați avut vreo problemă într-o zi importantă de concurs? Nu știu, nu cred. Sau nu v-ați gândit la asta? Păi nu, nu, efectiv. Deci, pentru că nu ți se întâmplă în ziua aia. Adică nouă cel puțin nu mi s-a întâmplat exact în ziua finalei, nu știu. A trebuit, am avut nevoie Musa în ziua respectivă să-și pună Atela. Deci s-a antrenat cu chestia asta și cu durerile ne-am antrenat în fiecare zi și a trebuit să ni le depășim. Și de asta eu nu pot să cred că n-a fost ziua și nu s-au aliniat astrele. Asta e peste puterile mele de a înțelege. Până la momentul decisiv avem niște competiții premergătoare unde concurența este mult mai mare decât finalele de la Jocurile Olimpice. La un campionat mondial este liber să se înscrie cine vrea. Deci la start putem să avem mult mai multe echipe, ceea ce face drumul către finală să fie mult mai greu. La multe probe. La Olimpiadă merg doar cele care s-au calificat, într-adevăr, cele mai bune. Dar o echipă te poate scoate la un moment dat să te încurce când consider că ai o semifinală mai ușoară sau o serie mai ușoară și te poate încurca și te scoate puțin din ritmul tău. Dar pentru acea finală de la Jocurile Olimpice avem niște pași premergători pe care dacă i-ai făcut zi de zi și scopul și visul tău este acea medalie, nu mai cum să zici atunci în ziua aia că s-a întâmplat. Nu. Și am căutat de fiecare dată ca în momentul în care am trecut linia de sosire, indiferent de rezultat, de ce medalie am avut la gât sau poate n-am avut medalie, să spunem că, adică să nu avem acel dacă. Dacă făceam nu știu ce, dacă nu mă duceam nu știu unde în ziua respectivă. E și altfel. Dar asta nu că doar declaram, spuneam noi, nu, declarativ, nu. Toată perioada în care ne pregăteam de la an la an era un slogan al nostru, să n-avem ce să ne reproșăm noi. Pe noi ne deranja mai puțin să ne spună alții din afară, că alții doar își dădeau cu presupusul. Dar noi știam că dacă facem tot ceea ce este posibil, indiferent cum este rezultatul, asta e. Așa cum s-a întâmplat la Londra în cazul nostru. Nu am ce să reproșez nimănui. Atât am putut. Atât s-a putut în momentul respectiv. Să sperăm că o să se poată mai mult la Paris și să încurajăm sportivele Doamne noastre ajută. Către Eu sper să se poată la Paris cel puțin cât s-a putut anul trecut la calificări. Mulțumesc mult! Și noi mulțumim! Aceasta a fost și emisiunea de astăzi, Drumul spre Paris, dedicată canotajului. Ne întâlnim săptămâna viitoare cu un alt subiect. Până atunci, toate cele bune!